exact un om de carne și de vis, de pământ și cer. Nimeni încă n-a ucis partea mea de misfer. Am văzut și trenuri cum s-au dus fără de folos. Ficțiunea a fost sus, iar noi toți vom pe jos. Sunt un om, sunt real, între nuntă și final. Libertatea mea e libertatea ta. Liber sunt, nesupus, sunt un om spre polul plus. Iar deasupra mea să dărâmi de vrei, vreme să zidești. Poți să alegi un deal cu ei, dacă știi cine ești. Am văzut mânturi și înțeleg Arcatișa. Clipa ta că n-o aștept, sună așa cuiva. Sunt un om, sunt real, între nuntă și desparte vremea cea bună de vremea cea rea. S-ardă sus ca pe un altar floare de jar inima ta. Cogălnicianu a devenit cu fiecare an tot mai modernă și mai prosperă. Autoritățile locale liberale care conduc destinele localității de 12 ani au pus mereu pe primul plan interesul oamenilor și viitorul comunității. Pentru primarul Alexandru Dinu, cea mai mare grijă a fost ca oamenii care trăiesc aici să aibă condiții de viață demne de secolul 21. De 10 ani, locuitorii comunei au apă curentă. Sistemul de alimentare a fost realizat cu bani de la guvern, dar cu munca voluntară a 30 de tineri, care nu s-au dat în lături și au săpat peste 30 de kilometri de șanțuri în care au fost îngropate conductele. Străzile pline de noroi în care se afundau ori de câte ori ploua, sau ulițele acoperite vara de praful bărăganului, au devenit de ani buni doar o amintire pentru locuitorii din Mihail Cogălnicianu. În cei 12 ani de administrație a Partidului Național Liberal, în comună au fost pietruiți 20 de kilometri de străzi și asfaltați alți aproape 18 kilometri. Pentru autoritățile liberale, cea mai de preț comoară a localității sunt copiii. Grija pentru viitorul lor s-a concretizat în modernizarea școlii și a grădiniței,
unde cei mici învață să devină oameni adevărați. Încălzirea centrală a școlii a fost realizată încă din 2005 cu fonduri reduse. O centrală termică abandonată la o instituție publică a fost donată comunității. Iar cu fonduri de la bugetul local au fost modernizate clasele. Acum elevii învață în spații moderne dotate la standarde europene. În 2007 a fost dată în funcțiune o grădiniță nouă, cea mai modernă din estul județului. Clădirea a fost construită cu bani de la guvern și asigură un învățământ de calitate preșcolarilor. Pentru sănătatea copiilor comunei a fost construită o sală de sport. În acest fel, elevii nu mai sunt nevoiți să își desfășoare orele de educație fizică pe holurile școlii. Finanțarea a fost asigurată de Compania Națională de Investiții. Locuitorii din Mihail Cogălnicianu sunt mari iubitori de mișcare. Pentru ei, edilii liberali au construit cu bani de la guvern un stadion devenit mândria localității. Baza sportivă, cea mai modernă din zonă, este dotată cu cabine pentru jucători, dușuri și toalete în interior. Investițiile în sport nu se opresc aici. Pentru cei care iubesc handbalul, va fi finalizat din bugetul local un teren cu gazon sintetic la școală. Viața culturală din Mihail Cogălnicianu a fost susținută prin investiții în reabilitarea căminului cultural și modernizarea bibliotecii. Numai puțin de 10.000 de volume de cărți îi așteaptă în rafturi pe cei dornici de cunoaștere. Și pentru că trăim într-o lume globalizată, accesul la internet este facilitat prin calculatoare conectate la rețeaua Wi-Fi. N-au fost uitați nici sătenii din Hagieni. Drumul către sat a fost pietruit, la fel și ulițele. Podul peste râul Iaromița rămâne însă în continuare o adevărată provocare pentru administrația locală. Alte proiecte importante au vizat extinderea iluminatului public în zona lotizată pentru locuințe, în cartierul nou de case și în Hagieni. Pentru ca tinerii să rămână acasă, edilii liberali au acordat locuri gratuite pentru construirea de locuințe celor care au sub 35 de ani. În fosta grădiniță, care a fost reabilitată, a fost amenajat un sediu pentru serviciile sociale. Din fondurile comunei a fost achiziționată o centrală termică pentru biserică.
La Cogălnicianu nu doar autoritățile sunt alături de oameni. Ori de câte ori a fost nevoie, cetățenii au sprijinit efortul edililor de modernizare a localității. Un astfel de exemplu este dispensarul, care a fost construit într-un timp record. Meșterii din localitate au pus umărul și în numai 2 luni clădirea a fost gata. Canalizarea în localitate va fi realizată cu bani de la Bruxelles. Proiectul, derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării, a cărui președinte este Alexandru Dinu, are o valoare de 5 milioane de euro și este cel mai mare proiect județean pentru mediul rural. În viitorul apropiat, cu fonduri europene, va fi construită o stație de epurare, vor fi asfaltate străzile, va fi extinsă rețeaua de apă și va fi dotat căminul cultural. Hotărârea primarului Alexandru Dinu de a schimba fața comunei s-a văzut încă din 2004, când, în primele luni de mandat, în semn de respect față de localitate și cetățeni, a reabilitat sediul insalubru al primăriei. Pentru toate acestea a fost nevoie de multă muncă, de drumuri lungi și istovitoare la tot felul de instituții, de nopți nedormite și zile întregi de așteptare în fața ușilor închise. Pentru primarul Alexandru Dinu, niciun efort n-a fost însă prea mare. Gândul că concetățenii săi vor avea parte de confort, de o viață mai bună, i-a dat puterea de a merge mai departe. Acum 12 ani nu aveam așa ceva. Primăria nu avea arhivă. Primul lucru pe care l-am făcut a fost acela de a încerca să o organizez arhiva. Aveam foarte puține documente. În 12 ani s-au strâns atâtea documente cât să acopere toate proiectele noastre de investiții. Observați că deja e neîncăpătoare. Sunt peste 48 de proiecte cu finanțare din bugetul local, cu finanțare europeană, cu finanțare din bani guvernamentali, cât să depășească ultimii 50 de ani de investiții în Mihail Cogălnicianu. 48 de proiecte în Cogălnicianu în 12 ani înseamnă că am în medie un proiect la 3 luni, mai mare sau mai mic. N-am stat niciodată degeaba, dovadă că toate proiectele trebuie să acoperite de acte, de documente, de licitații, de avize, de acorduri, de autorizări, de autorizații de construire. Aici le găsim pe toate. Scriptic, aici este munca mea de 12 ani. Faptic, o vedem în teritoriu, pe fiecare stradă, la școală, la cămin, la bibliotecă, la grădiniță, la sistemul de apă, la sistemul de canalizare, pe drumuri, peste tot. Veți regăsi investițiile făcute de liberali în ultimii 12 ani. După 12 ani de administrație liberală, comuna Mihail Cogălnicianu a devenit un model pentru alte multe localități din județ, iar primarul Alexandru Dinu un exemplu de reușită. În cele 3 mandate ca edil, sprijinit de consilierii locali, Alexandru Dinu a dovedit că face o administrație eficientă, mereu în slujba oamenilor. Într-o comună cu oameni harnici și cinstiți, un primar liberal cu dragoste și respect față de semeni, atent la așteptările și nevoile oamenilor, s-a dovedit a fi soluția de succes. La Mihail Cogălnicianu, viitorul este pe mâini bune. În 5 iunie știți ce aveți de făcut. Din 6 iunie eu știu precis ce am de făcut.